Salutare tuturor, sunt Justin și bine v-am regăsit la un nou episod din seria de parkour. Cum am spus și în acel infovideo, această serie o să o postez ceva mai rar, dar nemai având timp să filmez din altă serie în videoclip, așa că am spus să filmez din parkour pentru că e ceva mai ușor și nu trebuie încercări și timp mult ca să filmez videoclip din parkour. Deci, da. Poate face întrebare până la lol. Ok, nivel 2, care nu pare așa greu. Și nu joc Optifine ca să pot să mă uit. Joc cu shader mod, dar din păcate nu știu de ce nu merge să joc cu shader la parkour. Pe alt mod de joc merge, de aici mi se face ecranul negru. Și da. Poate că nu bate soarele pe partea asta sau habar n-am. Dar pe celelalte moduri de joc știu că merge. Ai, frate. Auzi, ia să mă dau pe mai puține ciancuri. Că n-am nevoie de multe ciancuri la parcurs. Deci, da. Bom, bop. Ai, frate, cum pot să dau asemenea failuri la parkour? Sper că v-a plăcut acel videoclip de Survival Games. După cum știți, am reînceput seria și... și da, m-am chinuit ceva să... De fapt, nu m-am chinuit să scot, a fost prima încercare, mi-a ieșit. Dar am ajuns cu un abletul la full iron, sabie de diamond în deme. Mare RR ce-i dădeam eu cum eram, da, a băgat un Golden Apple, i-am mai prins după un combo, dar nu prea mai aveam șanse. Dar asta e ce să-i faci. Așa știe el să joace. Când eram ceva gen mult mai puțin armură decât el, mult mai puțin atac în save decât el, dar, na. Și după cum puteți vedea în acest videoclip, iar îmi arăt talentele de nablet în parkour. Lol. Bă, dar aici, pe cuvântul meu, nu merge space-ul. Când apăs pe space, pur și simplu nu mere. Chiar nu mere. Du-te, hop. O, aleluia. Ale fucking luia. Lol. Oh my god, guys. Gata. Și ăsta e nivelul 3. Tu-ți bați joc de mine. Și... Trebuie să Am vrut să fac un 3 fucking 16 no scope la acea săritură. Dar, din păcate, talentele mele în parkour au cam eșuat. A, uite. Zis tu acum că mi-am bătut joc de săritura aia. Am făcut-o așa în mișto, nu mai iese nicio săritură. Doamne, vedeți? Nu, eu trebuie să fac așa, pas cu pas. Ușor, săritură cu săritură. Aici nici nu trebuie sprint. Aici trebuie lol. Eu era să nu bag sprint. Și gata. Wow! Atenție! Ok, aici sunt chestiile... Nu trebuie să se vadă coordonatele și celelalte informații de la debug. A, ok. De să fac și un screenshot. Am terminat parcursul. Ok. Așa și screenshot. Cine știe, poate într-o zi le voi termina până la urmă pe toate și voi primi gradul de legendarii pe parcurs. L-am terminat cam repede. N-a fost nici greu. Dar asta e parcurs. Am filmat decât aproape 5 minute, nici 5 minute. Ceva cam ciudat. Asta vreau să văd ce mă așteaptă, decât ce mă așteaptă la următorul parcurs. O să știu cât o să am de bătut câmpii la următorul. Ah, ăsta e următorul. Aha. Ok, nu știu cât de greu e ăsta, dar presupun că
Eu, din câte văd aici, nu e chiar așa greu. B-hop mai mult. Ceva mai mult B-hop. Dar nu vreau să-l fac acum pentru că mă gândeam că la antrenat cam repede să fac doi într-unul. Ăsta va rămâne pentru data viitoare. Îl făceam doi în unul, dar nu mai am timp pentru că trebuie să plec la școală. În jumătate de oră mi începe ora și eu nici nu mi-am făcut gheozda, nici nimic, deci sunt pe fugă. Mă rog, am școala aproape și da. Păi, cam atât a fost acest videoclip din parcurs, cam scurt, dar asta e. Dacă v-a plăcut, că am terminat și un parcurs, yes. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, de subscribe dacă încă n-ați făcut-o, lăsați un comentariu, o sugestie, orice. Dați un share pe Facebook sau pe ce puteți voi să ne strângem cât mai multe persoane pe acest canal, să-l facem cât mai mare și frumos. Până data viitoare, eu am fost Geostal și voi fi în continuare. La revedere!